Închipuiți-vă printr-o înțelegere directă. Și eu cred că agenția turismului trebuie să ofere orice ar putea să ofere. Cazare gratuită, vin gratuit pentru toți angajații în Nintendo. Pe viață. Sau pe parcursul perioadei cât există înțelegerea asta. Să există unul din 151 de Pokémon, e în total sunt 151. Unul pe care poți să-l găsești doar în Moldova. Și-mi pești la bunel. Poftim? Și-mi pești la bunel. Nu contează, teritoriul Moldovei. Ca să prinzi pe acest Pokémon, fie pe o durată anumită, fie de un an, fie de jumătate, nu contează, putea să reușim să negociem. Acest Pokémon să fie prezent în teritoriul Moldovei. Acum, zilnic, site-ul Pokémon GO este accesat de 4 milioane jumătate de oameni. Asta nu înseamnă că sunt atâția care au jocul instalat. Au jocul instalat mai multe 10 milioane de oameni. Dar zilnic sunt 4 milioane jumătate care joacă. Dacă 1% din acești clienți a considera venirea în Moldova pentru a gusta vinul, ok, dar pentru a-l prinde pe acel Pokémon, tot traficul de turiști în Moldova a explodat de câteva ori.